Ce să auzim cele mai noi și cele mai grele cuvinte. Culoaie! Da, băiatul ăsta. Cuvinte grele și adevărate. Pentru ce creștem pe lângă noi, fără să ne dăm seama, fiecare om e pervers în felul lui. Dacă simți că te trădează aproapele care l-ai hrănit atâția ani, cu dulceață, cu sufletul, cu inima, și când vezi că te trădează, n-ai decât să-i spui așa: of, mamă, trădător, ești sfânt stăpânul. Doamne, fără milă și măsură, repede uită perverși că le-am scos foamea din gură. O, lume, lume, vai, lume, vai, Doamne. Și mai repet o dată, dacă nu s-a înțeles. Of, nene, trădători, sfânt stăpânul. Doamne, fără milă și măsură, ce repede uită perversii că le-am scos foamea din gură. Of, lume, lume, vai, măi, lume, vai, măi, Doamne. Of, nene, să n-ai milă de perverși, Doamne, să nu crezi în ei o clipă, că ăștia nu știu de rușine, te respectă doar de frică. Of, lume, Doamne. Of, Doamne, vor doar câștiguri moca, Doamne, și te ferie perversă, iar când ai de vreo peleagă, schimbă-mi acasul de mers. Of, Doamne, schimbă-mi acasul de mers. Ia-uzi! Of, nene, celui care i-am dat pâine, Doamne, n-are milă nici rușine, celui care i-am dat pâine, n-are milă nici rușine, vorbește urât de mine, în loc să-i fie rușine. Dar a uitat anii din urmă, am uitat ani din urmă, când îl duceam la fântână, ei uită de mă apă să bea, să uita urât în urma mea. Uite, roata s-a întors, astăzi stă cu capul în jos, chiar de m-am purtat frumos, chiar de m-am purtat frumos. Vai, lume, Doamne, mă. Și-o